dos, patru de cărți, ca 24 de frați umblați, colindați țările și mările, țara în lung și în lat și îmi spuneți adevărat că argintul prea curat ce-i cade damei de ghindă. Nora. Deci, în casă, gândul craiului de tobă și inima craiului de tobă exact lângă dama de ghind. Cum Dumnezeu am simțit treaba asta? Dar de ce Dumnezeu paguba asta și vorbele proaste? Și iar gândul meu de la drum o veste urâtă despre temei. Nici nu vine să mai dau. Dar totuși a căzut craiul de tobă cu gând. Hermannstadt, 26 martie. Sunt rumușică. Acum locuiesc în Stuttgart Platz, iarăși iată o stradă în care aceste superbe clădiri, una lângă alta, sunt bordeluri. Dar ce-mi pare mie rău e că nu am văzut încă nicio frumoasă dintre acelea pe care le tot căutam când am venit în primul an la Berlin. Între noi fie vorba, femeile din Berlin nu prea sunt frumoase și seamănă foarte tare cu bărbații. Și eu căutam o femeie frumoasă în Berlin și acum 10 ani am început să cu treier cartierele astea cu femei de noapte, doar două îi vedea una frumoasă. Și aici n-am văzut, nici aici n-am văzut. Mă întreb ce aș fi fost dacă în urmă cu mai bine de 10 ani n-aș fi întâlnit-o pe Nora, pentru că ea are acest dar extraordinar de a-mi potența nebunia. Îi spun Nora, uite, mă gândesc la o carte despre un duel și ea îmi spune, scriu, îi spun Nora, aș vrea să plec în Africa și să mă apuc de voluntariat. Ea îmi spune, du-te. O întreb dacă nu sunt prea polemică sau îndrăzneață și ea îmi spune, nici de cum. Întâlnirea cu Nora m-a salvat și de câteva frici. Frica de bătrânețe, în primul rând, frica de ridicol, frica de a greși și, bineînțeles, apoi de a mă învinovăți. Lucruri atât de omenești. Și foarte important pentru mine, Nora a fost primul meu cititor. Am știut că nu o să mă judece, de aceea am ales-o pe ea să-i citesc ceea ce scriam. E la fel ca în prima copilărie, când ai nevoie de un om extraordinar lângă tine.
să mi se pară curios că mă prostesc în halul ăsta, știi? Dar este nemaipomenit să fii într-un loc unde nu te cunoaște nimeni. Că atunci îți permiți să faci pe nebuna în ultimul hal, că oricum și așa pot să spună orice despre tine, fiindcă dacă nu te cunosc, e tot una. Dacă mă gândesc bine, mai nasol e dacă ești scriitor și nu te cunoaște nimeni, că acolo cam doare, știi? Știi, eu de fapt nu cred în destin, dar cred foarte tare în cele șapte vaci slabe și în cele șapte vaci grase. Și când sunt în vacile grase, îți dai seama că mă umflu în pene și mă bucur foarte tare. Dar când vin alea slabe, sufăr ca un câine. Dar pe urmă mă gândesc și eu că poate că din cauza asta mi-e dată mie soarta asta, pentru că sunt capră, fiindcă m-am născut pe 4 ianuarie și zodia mea e capricorn. Și cu asta mă consolez. A, ăsta nu l-ați văzut. Ăsta e interesant. Mergeam la curse cu bunicul când aveam 7 ani. Câți ani sunt de atunci? Mai bine de 70. Da, mergeam la trap și la galop, îmi plăceau cai enorm și acum îmi plac. Asta este cea mai bătrână relicvă din casa mea. O citesc pe Nora Iuga de mai bine de 15 ani și când o citesc azi am aceeași senzație de noutate și de prospețime, de uimire pe care am încercat-o atunci când i-am citit primele poeme. Autobuzul cu cocoșați, spitalul manechinelor, piața cerului, sunt volume pe care obișnuiesc să le deschid ori de câte ori. Vreau să citesc poezie adevărată și vreau să am un reper pentru ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, o poezie adevărată. Adică o poezie a francheții și a viziunii în aceeași măsură. O poezie onirică și o poezie a unei lucidități extreme în aceeași măsură. O poezie neobișnuită, neconvențională și totodată o poezie a unor geometrii sintactice de cristal. Aici Nora Iuga, 9 ianuarie 2010, pentru Biblioteca Un Cristian. N-aș fi crezut niciodată. Dacă nu erau tinerii, aș fi rămas pentru totdeauna în ghearele spaimei mele aproape animalice de tot ce ține de tehnologie, care m-a terorizat încă din pubertate. La 12 ani mi-era frică de telefon, de ascensor, de automate, de automatele la care când apăsai pe buton ieșea bomboana, de aeroplane, de patefoane. Că dacă sărea un câine din pâlnie, ce te făceai? Corina Sabău, care a pășit anul trecut cu dreptul în literatură cu un roman pe care îl deschizi cum ai deschide ușa unui bloc din titan și te simți acasă, m-a convins să-mi cumpăr prin februarie anul trecut un laptop. L-am botezat Saddam, că prea m-a chinuit mult. Dar se pare că nu vârsta e cea care te face impotent, ci frica de a deveni impotent. Nemții numesc sentimentul ăsta care te face din om neom Torschluss Panik, panica închiderii porții. Sugestiv, nu?
aproape legendară serie Poeții Orașului București, printre cei care au apărut în prima tranșă de volume a fost și Nora Iura cu Dactilografa de Noapte. Și am citit cu foarte, foarte multă plăcere această carte și acum, când am o perspectivă puțin mai sintetică asupra întregii creații a Norei Iura, cred că acolo, în Dactilografa de Noapte, se prefigurează pentru prima dată niște motive poetice care vor fi împinse până la ultimele lor consecințe în cea mai bună dintre cărțile Norei Iura, care nu se știe ce e. Unii zic că e roman, alții zic că e poem. N-a spus nimeni că e piesă de teatru, dar s-ar putea să spună cineva într-o zi, care se numește Rămâna cu două intrări. De ce spun acest lucru? Fiindcă pentru prima dată, probabil în poezia Norei Iura, Dactilografa de Noapte apare Angoasa Îmbătrânirii. Apare pentru prima dată această trăire obsesivă care va reveni în cărțile sale de mai târziu, legată de descompunerea lentă a țesuturilor vitale. Apare pentru prima dată cu foarte multă pregnanță tema timpului și a morții, însă este foarte interesant cum reacționează Nora Iura la aceste anxietăți pe care nu le clamează, pe care, ca un alchimist, încearcă să le transpună în altceva. Și există două modalități prin care poeta încearcă să realizeze această alchimie a fricii. Pe de o parte, prin spectacol. Foarte multe dintre poemele din Dactilografa de Noapte au caracterul unor puneri în scenă, luxuriante, plasate sub steaua barocului. Iar barocul este prin excelență ceva melancolic, așa cum orice spectacol, până la urmă, conține doza lui melancolie, pentru că este perisabil. Ne place un spectacol, îl trăim cu bucurie, dar în același timp simțim și puțină tristețe, deoarece dăm seama că acel spectacol, la un moment dat, se va termina. Eu am vrut să mă fac actriță. Și existau niște cămine culturale pe vremea aceea, la începutul, era deja prin anii 50, adică chiar la început, 49-50, se făcuseră cămine culturale și acolo unde existau licee care aveau săli de festivități, cum era liceul Șincai, avea o sală de festivități foarte frumoasă. Și căminul nostru cultural, care era mai micuț, era foarte aproape de Șincai și exista o strânsă colaborare. Și eu jucam în aceste piese, făceam teatru de amatori. În apropierea liceului Șincai, aproape vis-a-vis, exista un spital pentru militarii sovietici. Noi am pus în scenă o piesă rusească cunoscută, Doi Capitani. Și eu trebuia să joc în acea piesă. Capitanii erau, unul era bărbat, unul era femeie, până la urmă se îndrăgostesc. Bun. Dar noi nu aveam costume și ne trebuiau uniforme sovietice. Ce idee vine mie, făcusem de-abia un an de rusă la facultate, habar n-am, știam doar câteva cuvinte, dar zic, hai să mergem, mi-am luat un coleg, zic, mergem la spitalul rusesc să vorbim cu ei, poate ne împrumută uniforme. Ei, țin minte că așa cum ne-am dus la poartă, portarul a fost binevoitor, nu ne-a alungat, nu nimica. Am zis, umina studentă, ia haciu, uniform, capitană, ia actriță, ia artistă. E bine, era ceva de râsul lumii, ăla a înțeles. A chemat un locotenent, capitan, ce-o fi fost, o-i fost caporal, nu știu, că nu mă pricepeam la grade. Ăsta a venit, i-am spus exact cuvintele pe care vi le-am spus și mi le amintesc. A fost foarte încântat. Măi, e incredibil. Nu știu ce a fost. Naivitate până la Dumnezeu. Vă jur că vă spun adevărul. Mi-a adus două costume militare, nu? Două tunică, pantaloni, cizme.
caschetă, inclusiv decorațiile erau pe veston, pe cuvântul meu. Mi le-a pus în brațe, am promis că îi le aduc în 7 zile arătându-i, știi, deni, deni, așa, și arătam 7 degete. El a zis, harașo, harașo, nu știu ce, eu spasiva, așa. Și am plecat. Și am plecat cu costumele. Domnilor, e groaznic, nu mi-au cerut o legitimație, un buletin, nimica. Erau decorații, erau costume, uluitor. Și cum suntem noi la vârsta aceea mai de lăsători, eu am întârziat cam o săptămână cu dusul costumelor, fiindcă am dat vreo 3 spectacole cu piesa. Și mă gândeam, Doamne, ce-o fi în sufletul bietului om? Când m-am dus acolo foarte încântat, vesel, am întrebat cum ne-a ieșit spectacolul, ne-am dat mâna ca niște foarte buni prieteni. Nu mi s-a întâmplat niciodată cu niciun om de altă naționalitate așa ceva. Nora e cea mai veche prietenă literară a mea. Eram adus de un prieten, de tânărul pe atunci poet, nu dramaturg încă, Iosif Nachiu, care mi-a sortit și el, mi-a zis, să vezi, o să deveniți bun prieten cu familia Almosnino. Sunt niște prieteni ai mei și în mod precis că o să vă placeți. Și într-adevăr așa a fost. Erau niște camaraderii, cum probabil că sunt la toți artiștii tineri, care au rămas multă vreme și care ne-au format. Pentru că la cenaclurile vremii, dincolo de ce să citea și de discuții, aducea fiecare o bolu de texte interzise, copiate pe hârtii, era un fel de samizdat. Destinul ei a fost cartea, literatura și pe urmă copilul care i-a urmat într-un fel, a urmat și părinților ei, cote artistic, balerin la Opera Română, Tiberiu Almosnino. Niciodată nu am avut o emoție mai mare când am avut eu o apariție, eu știu, la Festivalul Internațional de Poezie de la Berlin sau când am luat premiul Gundolf la Berlin sau... Cea mai mare emoție și cea mai mare frică pe care am trăit-o vreodată a fost când avea Tiberiu premieră într-un balet nou și debuta ca prim balerin. Și atunci mă rugam la Dumnezeu să nu fac un infarct, pentru că exact asta era senzația mea. Tot timpul nebuneam de frică. Probabil că frica este un sentiment care de obicei se însoțește cu un sentiment de imensă bucurie. Eu am mai făcut experiența asta, pentru că nimic nu mă bucura mai mult decât succesul lui ca balerin. Și asta este cea mai bună dovadă că o mamă își iubește mai mult copilul decât propria ei operă. Când l-am văzut eu prima dată pe Tiberiu al meu și ochii ni s-au întâlnit, jur că senzația mea a fost că noi ne-am văzut cândva foarte de mult undeva și că ne-am regăsit. În opinia mea există 2 tipuri de scriitoare. Scriitoarele cu minți, scriitoarele care nu contrariază, care nu deranjează, scriitoarele care abordează o tematică și o viziune care intră în imaginea, clișeul despre scriitoare, și revoltatele. Nora este o revoltată. Aș putea da nenumărate citate în acest sens, dar unul care mi-a plăcut foarte mult este în Sexagenara și Tânărul. Am această voluptate dusă până la cinism, acest curaj de a mă dezbrăca și a mă suți în fața lumii, spune ea acolo.
întorc la sursă. Hai, rapidu! Încă suntem azi din 20 și... Astăzi suntem... 25. 25 aprilie 2010. Da, într-adevăr, 1931. Ce fere rapid. Ați simțit că sunt rău? De mine, da. Eu sunt nu credeam că voi mai trăi vreodată. Mamei mele, de când aveam eu 4 ani și ea avea 20. E din Germania, că noi eram atunci în Germania. Uite tu cât e de fină. E singurul lucru pe care îl am de la ea, care mi-a mai rămas. Credeam că mai păstrează parfumul, dar... cu 3-0. Îmi pare rău că n-ai venit și tu. Da, îmi pare foarte rău, de la început l-am întrebat pe Cristi. Dar s-au adunat nori, dacă prindem și o furtună, o să fie o minune. Bine, măi, fetița mea. Bine, te sărut. Pa, 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 ne vedem, pa. Nora Iuga, e, știm toți cei care o cunoaștem, cunoaștem ca autoare, o citim, nu doar o extraordinară poetă, e și o prozatoare, a cărei originalitate, cred eu, n-a fost încă
observată unde a ajuns. Mă gândesc, spre exemplu, la un roman estetizant de foarte fină calitate, Săpunul lui Leopold Bloom. Amestec de reverie lucidă, repet ce spuneam mai devreme despre poezia ei și construcție narrativă foarte închegată. Nora Iuga e o prozatoare interesantă și pentru faptul că schimbă registrele șocând în acest fel. Mi se pare că Nora Iuga de fapt șochează, nu anume prin abordarea unor teme sau subiecte detabuizante, ci șochează chiar prin această veșnică schimbare de registre. Poetul George Almosnino, soțul Norei Iuga, era un bărbat aparent timid, dar foarte volubil și prietenos atunci când venea ocazia. La acele cenacluri de la ei de acasă, el stătea deoparte și putea să tacă o oră întreagă. Dar când simțea că are ceva de spus și chiar vrea să ne facă să înțelegem ce are, că are ceva de spus, atunci devenea volubil. Și nu știa asta niciodată, era foarte amuzant. Avea o alură de oracol prin asta. Da? Să vedem când o să vorbească Nino și ce o să spună. El spunea ca și noi toți, își dădea cu părerea despre poezie, spunea asta ar trebui scoasă, asta ar trebui mai așa. Că discutam, acele cenacuri noastre erau foarte tehnice. Noi ne duceam acasă cu poeziile îmbunătățite. O parte pricepeam de ce să le scoatem, de ce să înlocuim, alteori nu, dar ne rămânea în cap. Și după nu știu cât timp ne mărturiseam, mă, știi că ai avut dreptate, Nora, știi că ai avut dreptate, Nino, știi că ai avut dreptate? Sau ei îmi spunea, Dinule, ce știi că ai avut dreptate, bă, partea aia cade, nu știu cum n-am văzut. Păi zic, asta e, nu, e puțină distanță și era o confrerie foarte frumoasă. Ne simțeam un același clan, știi? Clanul acestor oameni care înțelegeau să spună adevărul în față despre poeziile citite într-un scop nobil, acela ca prietenii lui să le îmbunătățească, nu? Dacă se poate. Sigur, spunând, domnule, ăsta e gustul meu, o să vedeți ce o să faceți. Nu eram abuziv, nu eram profesoral. Nino excela în observații deosebite și Nora spunea că și eu. Simțul critic al Norei imediat n-a fost niciodată foarte bun. De exemplu, ea nu și-ar fi publicat anume volume dacă nu îi spuneam noi că sunt foarte bune. Măi, și l-am găsit un vrat de hârtii de acum nu știu cât timp căzut după dulap și uite, nu-mi plac deloc. Cum mă zic? Și mai bune astea sunt teribile. Și sunt amintiri de felul ăsta deosebite. Nino a fost foarte reticent cu publicarea. Nora este autoarea publicării cărților lui Nino, la propriu. Nino le uita la o editură și nu se mai ducea. Nora se zbătea pentru el, se ducea, întreba ce se întâmplă cu cartea soțului meu. Unde a fost citită? A fost... Păi, nu o citiți? Câteodată când mă apucă dorul de Nino, îi citesc câte o poezie, două, și sper, cred, vreau să am impresia că stau de vorbă cu el, dar nu-l regăsesc, nu-i regăsesc gândurile. Textul rămâne străin. Hai să-ți citesc o poezie de el. Bătrânul, mulți cred că amintirea este o lampă pusă după ușa bătrânului, un fel de eleșteu în care zac reflexele frumoase ale fiecărei zile. Femeia scutură cearceaful roșu în lumina de sărbătoare,
catre ratul spicelor, ca o cursă de cai. Bătrânul închide ochii și lasă trăsura cu roți mari, fără vizitiu, să se scurgă sub ploaia maidanului și este atât de speriat. Impresii din Stuttgart, Arpunaț. Ce mai vor de la noi și vieți prin astea? Ne confundă pe semne obrajii cu niște pere zbârcite. Terasele din Stuttgart, Arpunaț, sunt pline de lume. Și noi stăm în balcon, ca două foci bătrâne și înțelepte, de parcă ne-am pregătit de o lungă călătorie cu dirijabilul, de parcă ne-am pregătit să-i scriem reginei Nepalului o scrisoare de dragoste. Sincer, nu am deloc convingerea că sunt o scriitoare extraordinară, că și când eram mică, când eram adolescent, eu nu mi-am dorit să devin poet sau scriitor. Eu mi-am dorit mult mai mult să devin actriță. Pe mine scena m-a atras mai mult. Nora Iuga e o autoare fără vârstă. A debutat la sfârșitul anilor 60, dar parcă ar fi debutat chiar astăzi. De aceea și voga ei într-o anumită categorie de scriitori tineri azi. E o autoare capabilă să, și un om totodată, capabil să aducă în jurul său, să aducă în jurul său tinerețea, pentru că Nora Iuga e tinerețea însăși, prin ceea ce scrie și prin modul ei de a fi, prin spontaneitatea, prin franchețea, prin impetuozitatea sa cuceritoare. Știi, mă gândesc câteodată mai departe. Dacă m-aș fi născut în Germania sau dacă atunci când aveam 6 ani și eram cu părinții mei aici, pentru că am stat un an și ceva, am făcut și grădinița aici, dacă aș fi rămas în Germania și aș fi devenit poet, stau și mă gândesc că s-ar putea să fi fost un poet de valoare medie sau un picuț deasupra mediei. Nu sunt deloc convinsă că aș fi fost o mare scriitoare. Probabil că aș fi trecut cu totul neobservată. E foarte greu de spus. De multe ori mă întreb cu ce am cucerit eu pe germani, dar și pe elvețieni, dar și pe austrieci, adică pe unde mă duc culmea, în Veneția. Am pățit același lucru, deși nu cunosc limba italiană. Și atunci am ajuns la concluzia că am ceva, un dar, atrag publicul, adică mă fac plăcută, mă fac simpatizată. Dar imediat, pe moment, e un fel de coup de foudre și eu cred că acest lucru vine dintr-un fel de talent. Cred că am un talent artistic născut, adică am o prezență scenică, știi, care atrage și cred că mi se trage probabil de la părinții mei care au fost artiști. Și au fost artiști scenici, de fapt, că mama era balerină, tata muzican, a avut orchestră, nu? Ei apăreau pe scenă. S-ar putea să fie o chestie de genul ăsta care amplifică impresia bună pe care o fac sau seducția, mai bine zis, asupra publicului. Bună ziua, ne duceți la Belu, vă rog, mulțumesc! Hai să vă spun o poveste, că tot ne aflăm aici la doamna cu umbrela, care, mă rog, legenda spune că ar fi fost omorâtă sau s-ar fi sinucis din dragoste. Era vorba de o dramă amoroasă, dar asta poate să fie doar un zvon, că nu se știe nimic exact.
Veneam foarte des la cimitir, pentru că mă simt foarte bine la Belu de când eram adolescentă. Și odată, studentă fiind, am venit cu un coleg de facultate și ne-a prins o furtună îngrozitoare cu fulgere, cu tunete. Mie mi-a îngrozitor de frică de fulgere și unde să ne ascundem, unde să ne ascundem? Am intrat pe niște scări înguste de fier într-un cavou. Era întuneric, beznă în acel cavou și auzeam niște foșnete sinistre și afară trăznea. Și ne era foarte frică și locul era foarte strâmt. Și atunci ne-am lipit unul de altul și la un moment dat, ca să scăpăm de fric și de frică, am început să ne sărutăm. Și ne-am sărutat tot timpul cât a durat furtuna și am ieșit de acolo foarte vesel și bine dispuși. Asta a fost întâmplarea mea, mai de ochiată un pic așa, dar foarte, foarte veselă pe care am trăit-o la Belu. Din cauza asta mie nu mi-e frică de morți, absolut deloc. Eu nici nu-i pot considera ființe umane. Am impresia că sunt statui, manechine, nu știu. Dar mi-s dragi oricum. Și această doamnă frumoasă chiar aproape că mine să spun că o iubesc. Bembere neagră. Ne gândim la florile veștete de pe mormântului Christ. Ascultăm de departe respirația liniștită a lacurilor care ne umple plămânii cu peștișori argintii ca într-o poveste de Andersen. Acum, spune unul din noi, la restaurantul rusesc se aduce la mese ciorbă de cegă fierbinte. La plecare țin între buze cuvinte sirave acoperite de praf. Un poet obosit din Europa de Est, de care n-a auzit nimeni. Mi se pare extraordinar că și la vârsta asta Nora crede în oameni și a reușit să-și mențină vie curiozitatea. Cum spune ea, crede în căutători, în artiștii care nu se definesc de la început, în nemulțumiții pentru totdeauna. Lumea în loc de lume. Abia mai târziu am aflat că se poate minți din lipsă de întâmplări. Mă gândesc la bătrânii domni care merg încet și nu ajung niciodată, la umbrele lor tremurătoare ca perdelele în ceainărie. Mă gândesc la întâlnirile pierdute și înlocuite, cum te-ai trezi într-o Veneție scufundată și ai vedea magii venind din răsărit și după aceea suspendarea dreptului la vorbitor, când iese la lumină lumea paralelă, lumea în loc de lume, cea în care nu se ascultă și nu se bate din palme. Mergea după un diapazon nepotrivit. Își fixase un loc prea înalt pe portativ, nu iubea ploile, se plictisise și s-a adus soarele în pat noaptea la 12. Și atunci a văzut seraiurile și tot Orientul desfăcându-se în felii și femeile plutind spre el cu flori de măr în mână și a simțit disperarea inventatorului rătăcit într-un oraș din deșeuri. Cum nu pot eu să ies din banalitate decât când scriu? Cum nu pot eu să fiu deșteaptă decât pe hârtie? Am nevoie de timp până se deschide creierul și mă îngăduie în intimitatea lui, unde îți poți alege totdeauna culoarea pieselor cu care vrei să joci. Poate la fel erau și poftele celeste ale lui Kerouac și Ginsberg, baletele lor bengale în istoria iernii, când totul devine posibil și literele dezertează din cuvinte. Ei merg încet, bătrânii domni, și fac desene cu bastonul pe alei, ei spun minciuni și juisează și sunt atât de singuri și speriați. În parcuri sunt locuri obscure. Mergeam la o femeie pe strada Fântânii, dar nu mai știu cum o chema.
îi aud povestind. Și ei au trecut în not canalul mânecii și au vânat elefanți și au câștigat maratonul. Disperată această posesie imediată a lumii prin cuvinte și plicticoasă ca o vânzare de lozuri, bătrânii domni, atât de optimiști, căci plină de flori era lumea și vara s-a dus. Bun, că imagine l-am găsit întâmplător săptămâna aceasta pe primul CD multimedia scos în România cu scriitori. E vorba de CD-ul realizat de Laurențiu Ulici. Acum, întrebarea mea e următoarea, s-ar putea să fie ciudată. Era vocea noastră? Că mie mi se pare că e un pic era lucrat sunetul, nu știu, nu-mi da sens. Da, sigur că era vocea mea. Dar trebuie să vă spun că mie mi-este greu să mă recunosc. Dar mi-e greu să mă recunosc nu pentru că acolo aș fi arătat cu 10 ani mai tânără decât acum, sau erau 20 de ani chiar, când era în 2000, nu, cu 10 ani. Dar eu acum simt că am un clocot de viață în mine infinit mai mare. Eu nu înțeleg cum puteam să fiu atât de reținută. Registrarea e făcută înainte de plecarea la Berlin sau după? Păi e înainte, sigur, da, cred. Să-l ved atunci. Asta este secretul. Nu, au început să-mi placă niște clowni, nu știu cum să vă spun. Îmi place teribil ipostaza de clown. Nu mai am simțul ridicolului și asta mă face liberă. E grozav când îmbătrânești, încet să-ți pierzi simțul ridicolului. Și asta înseamnă o imensă libertate. Quasi Literatur, weil es eigentlich weder Prosa noch Gedicht noch Theater, also es kann auch Essay sein, noch Monolog sein, noch alles, was Sie wollen. Es ist ein Melange, wenn Sie wollen. Und ich finde, dass die Literatur, die wirklichkeitsgetreue Literatur, die Literatur, die das Ganze, was uns umgibt, aufnehmen will in einem Buch. Allmählich geht es besser. Aici, Nora Iuga, Berlin, 3 mai 2010. Pentru Biblioteca un Cristian. Iată, a și trecut o săptămână de la seara noastră de lectură din Berlin. Am și acum în fața ochilor construcția aia de cărămidă ca o uriașă caracatiță roșie căzută pe burtă, acolo, pe terenul pietruit, parcă din cerul unui alt veac. N-ar trebui să uităm atunci când vorbim despre Nora Iuga că ea e și o traducătoare extraordinară. A tradus pe Günter Grass, a tradus-o pe Elfriede Jelinek, autor de Nobel. A tradus-o, de asemenea, pe Hertha Müller. E și mai grozav mi se pare faptul, firește că e o întâmplare, aici vreau să mă împăunesc doar așa, ca să râdem un pic, când desfac coada de păun. Și vă spun că cei trei premianți Nobel, Günter Grass, Elfriede Jelinek și Hertha Müller, toți trei au obținut premiul Nobel după ce i-a tradus Nora Iuga. Ce anume o recomandă pe Nora Iuga ca traducătoare? O recomandă, ăsta mi se pare un lucru esențial, generozitatea ei, de, între altele, sigur nu intră în discuție aici,
abilitățile de traducător, ci ceva mai, mai profund, pe care dacă un traducător nu-l are, traducerea respectivă e lipsită de vitalitate. Noraiga e un cititor și un scriitor foarte generos, capabil să se apropie de textul pe care îl citește și de textul pe care îl traduce, capabilă să îl înțeleagă din interior. Adevărul este că un traducător bun nu este suficient să cunoască la perfecție limba orală, limba vorbită într-o țară. E foarte important acest lucru, însă un lucru și mai important, de care nu se poate lipsi un traducător dacă vrea ca traducerea lui să fie o traducere exemplară, este gramatica. Eu cred că dacă nu aș fi fost o excelentă studentă la gramatica limbii germane, unde am avut un profesor un profesor renumit chiar și în Germania, este vorba de profesorul Kolber, care a luat și premiul Herder în Austria, eu nu cred că aș fi fost o traducătoare la fel de bună din limba germană. Și bineînțeles, al doilea aspect care mi se pare la fel de important ca și gramatica, este ca traducătorul să fie, la rândul lui, un scriitor născut. Chiar dacă el nu practică acest lucru, chiar dacă el nu scrie cărți, poezie sau proză, însă el trebuie să aibă harul creației literare în sufletul lui. Adică el trebuie să simtă textul înainte de a înțelege textul. Poate că este greu să vă dați seama de acest lucru, dar o frază de poezie sau de proză într-o anumită limbă, dacă citiți fără să fiți foarte atent la text, veți auzi muzica acelei fraze. Fiecare limbă are o muzică specifică și fiecare autor are în textele lui o muzică specifică creatorului respectiv. Din cauza asta vorbeam despre acest simț special pe care trebuie să-l aibă traducătorul, care trebuie să prindă în urechea lui în timp ce traduce această muzică. Mie mi se pare acest lucru mai important decât, să zicem, o fidelitate excesivă în reproducerea textului original. Nu cunosc foarte bine limba germană, însă dacă pun alături niște fraze din Günter Grass în germană și o pagină tradusă de Nora Iuga, mi se pare că ceva din soundul prozei în germană se păstrează și în varianta sa românească, aparținându-i Nora Iuga. Cum am ajuns să traduc? Hai să ne întoarcem înapoi acum la prima iubire. Este o chestie foarte plăcută. Nu se poate să nu fi observat, deși cei foarte tineri nu au făcut încă această experiență, dar întâmplările triste pe care le trăim la un moment dat și care ne aduc în stări disperate, în timp încep să se atenueze, să se însenineze, să capete o aură plăcută și la un moment dat chiar ai impresia că acele amintiri terifiante atunci când le-ai trăit
devin în timp niște întâmplări cât se poate de agreabile. Am fost, deci, nu numai dat afară din mai multe instituții unde am lucrat, de pe la Biblioteca Centrală de Stat, de pe la editură, de pe la ziarul Neuer Weg, că am lucrat mult și în instituții germane din România. Dar lovitura cea mai puternică a fost când eu, care am debutat la o vârstă foarte înaintată, eu am debutat la 38 de ani și iată, la al doilea volum al meu, Captivitatea Cercului, poate și datorită titlului în anii aceia, titlul părea destul de subversiv, adică captivitatea asta a cercului, da, te ducea cu gândul la captivitatea în comunism, probabil. Am fost nu exclusă din Uniune, slavă Domnului, dar mi s-a interzis publicarea. Și mi s-a interzis publicarea atunci când eu aveam 40 de ani. Ce să fac? Numele meu nu putea să apară pe o carte de-a mea. În schimb, spre marele meu noroc, aveam voie să traduc. Și atunci, sigur că impulsul meu creator, care clocotea în mine fără îndoială, la 40 de ani, ești încă apt, foarte apt de așa ceva, am putut să mi-l astâmpăr, focul ăsta lăuntric, de a putea crea, de a mai putea scrie, făcând traduceri. Cum suntem o foarte bună prietene, eu și Nora ne trezim de multe ori în mijlocul diferențelor și asemănărilor dintre noi. Și la un moment dat, spunându-i că pe mine mă plictisește să scriu despre mine sau numai despre mine, ea a sărit și mi-a spus: vai, dar eu numai despre mine scriu. Și atunci eu am stat și m-am gândit la felul în care scrie Nora despre ea. Și într-adevăr, Nora scrie despre ea, dar scriind despre ea, intră în dialog cu tot ceea ce este în jurul ei. Pentru că Nora este o seducătoare, dar în același timp are și capacitatea de a se lăsa sedusă. Orice monolog este, în esență, cred, nostalgia unui dialog. Vocea lui George Călinescu n-am să o uit niciodată. Avea o voce baritonală foarte teatrală. O am și acum în urechi, pentru că începea să-și țină prelegerea de pe coridor când se îndrepta spre sala Odobescu. Și totdeauna începea cu aceeași propozițiune. Și cum vă spuneam? Și începea să povestească. Mergeam pe Edgar Chinei și deodată în fața mea s-a oprit un student sărac, jerpelit îmbrăcat, cam negricios, care mușca dintr-un coltuc de pâine uscat. Și mi-a întins-o și m-a invitat să mă servesc. Eu, văzându-l atât de ciudat, m-am supus. Și am mușcat din acel coltuc. Eram foarte curios ce o să spună. Și studentul îmi spune, mă întreabă, unde cresc crinii? Eu îi răspund, în Empireu. Văzând că merge pe aceeași linie de gândire cu mine, l-am întrebat, unde zboară corbii? Și tânărul a răspuns, în epopei unde sunt leșuri de eroi. Ce se poate spune mai mult? Cum aș putea să demonstrez mai mult că acest profesor extraordinar
care ne preda nouă istoria literaturii române, de fapt era un mare, un nemaipomenit profesor de poezie. El era un născător de poeți. Eu am devenit poetă datorită lui George Călinescu. Ceea ce era total neobișnuit la George Călinescu era faptul că el nu semăna cu niciun alt profesor pe care l-am avut vreodată, fiindcă prelegerile lui nu erau prelegeri. Sigur că ne pomenea despre Jerusalemul eliberat, despre Milton, despre Leopardi, despre... Dar toate discursurile lui erau împânzite de întâmplări reale, extraordinare. Din cauza asta, nu avea impresia că ai în față marele magistru, ci pur și simplu că el este un cunoscut de-al tău care îți face confesiuni. Dar e un lucru foarte curios. Adică, pe de-o parte, avea partea asta lirică și uneori putea să treacă în zone înalte, metafizice sau în zone sentimentale, melancolice. Dar în același timp, Călinescu era un bufon. El semăna cu bufonii aia genial de la curțile marilor regi din Evul Mediu. Îi plăcea să se joace, dar avea un fel de a se juca. Eu știu, uneori aproape că atingea un fel de cruzime, pentru că nu suporta pentru nimic în lume să ne vadă luându-ne notițe. Și atunci când venea la ore, întotdeauna venea cu, nu cred că exagerez, avea cel puțin vreo 10 creioane pe care le punea pe masă în fața lui. Și dacă vedea undeva în amfiteatru, în vreun colț, pe notând vreun student ceva într-un maculator sau într-un caiet, începea să arunce cu acele creioane care erau ascuțite. Eu cred că aveau un vârf de cel puțin un centimetru și dacă te nimerea, păi eu cred că îți dădea și sângele. Adică puteai să te ferești de el, era fioros dacă luam notițe, pentru că el spunea că memoria este întotdeauna mult mai fidelă decât însemnările. Rațiunea face selecții care nu nimeresc întotdeauna ceea ce este esențial. Numai instinctul și auzul nostru știe să separe și păstrează în memorie ceea ce este demn de a fi ținut minte. Și de asta nu suporta să luăm notițe. Ca să reținem numai ce vrea memoria noastră, emoția noastră și instinctul nostru în ultima instanță. Când s-a mutat în Liviu Rebreanu, s-a transformat într-un mod ciudat. Adică este o casă tot așa de plină de cărți, dar camera lor, camera principală, este plină de soare. La etajul 7, primăvara, vara, nici nu poți sta acolo. Primăvara. Sau chiar spre toamnă. Nora, printre altele, zice, eu nu mă mut de aici, mă rog, aici o rămân, dar nu o să găsesc nicăieri o cameră atât de însorită. Păi ce sunt eu altceva decât o sticlă de șampanie? Când sare dopul, fac poc! Și nu se mai alege decât spuma din tot ce am spus. Și eu care voiam
mereu să fac abstracție de la regulă. Ce pacoste să locuiesc în Titan. Ăsta e cartierul cu cei mai mulți poeți din București. De pe palierul meu se vedea fereastra de la blocul lui Madi Marin. Și la trei pași de la noi locuia Petre Stoica, înainte de a se fi mutat la Jimbolia. Și mai departe, mai departe. Ce curios! Când mă gândesc la bărbații pe care i-am iubit, îmi dau seama că toată viața mea nu am fost atrasă decât de poeți. Cred că poeții erau singurii cu care găseam subiecte interesante de discutat. Mă sperie un pic ideea asta care îi mână pe oameni să se adune, parcă ar vrea să facă un zid de apărare, parcă i-ar amenința ceva. Și totuși mă atrage globalizarea, mă atrage mai ales în literatură. Întotdeauna mi-am visat să scriu o carte în care să fiu întreagă eu, adică să fie și poezie, și proză, și dialog, și eseu. Să cuprindă toate genurile, că și omul este făcut din 1000 de stări și vocile trebuie să fie ale diferitelor genuri literare. Sunt convinsă că toată literatura este autobiografie. Țin minte că Aglaia Veterani spunea într-un interviu că până și fantezia e autobiografie. Remarca asta mi s-a părut absolut genială. Mă regăsesc perfect în ea. Uneori mă gândesc că am trăit de pomană. Pentru că n-am făcut toată viața decât să scriu. Și după ce mor, poeții sunt mai puțin pomeniți decât îngerii. După cum vedeți, ne aflăm încă în Stuttgarter Platz la Berlin. Temerile lui Sam cu privire la Benedict. Din când în când mă vizita Gloria. Din când în când Benedict era mândru de mine, mă iubea. Când dormeam, îndecupa tălpile și le punea în Adida și lui. Avea atunci un fel neobișnuit de a trece strada, ca și cum ar fi traversat Styx-ul, cu un pahar de absint pe frunte. Mi-era teamă că îl pierd, dar toate tălpile mele lusturau din ce în ce mai tare. Încălzeam apa, o turnam în lighean, ia șușoteau peștii, te vei duce, te vei întoarce, nu vei muri. Dacă eu aș avea posibilitatea, vorbind prin absurd, pentru că nici nu vreau absolut deloc, nici prin gând nu-mi trece, să mă stabilesc în Berlin, eu cred că eu aș putea să-mi prelungesc viața, chiar dacă o viață întreagă nu am trăit în Berlin. Eu simt chestia asta, au trecut 10 luni și eu mă simt fizic întinerită, clar. Trebuie să vă spun că am renunțat la toate medicamentele și mă simt mai tânără cu 10 ani pe dinăuntru. Numai pe dinăuntru, când mă uit în oglindă e dezastru. Attention please, we are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Okay.
sfârșit acasă. Cea mai mult îmi place acasă. Asta e camera mea. Telefon. Agenda de telefon. Ar trebui să scriu ceva, dar nu am nimic în gând. Iar vorbesc cu mine. În ultima vreme vorbesc numai cu mine. Ce frumoasă s-a făcut garoafa asta. Dacă aș avea acum 20 de ani. În anii 50, țin minte că purtam flori în păr, flori naturale. Cum mi-ar sta acum? Chiar și atunci oamenii strigau pe stradă după mine nebuna. Poate eram. Da, vorbesc singură. Cel mai mult îmi place să vorbesc cu creierul meu. Pentru că el, creierul, este singurul organ al trupului care a rămas frumos. Și uite, și mașina asta, Adler, care e născută în același an cu mine, 1931. Nici ea n-a îmbătrânit prea tare. Mi-ar plăcea să arăt ca ea. Știu că am să mor singură. Complet singură.
Nu știu dacă v-am povestit că eu cu Joachim Wittstock, care e din Sibiu, noi corespondăm în limba germană în alfabet gotic. Pentru că fiind bătrâni amândoi, noi am învățat la școală să scriem în nemțește în alfabet gotic și este o scriere extraordinar de fină, știi, și foarte înaltă, foarte selectă. Și a fost foarte drăguț că la un moment dat a semnat așa Joachim Heinrich Wittstock. Și pe urmă eu i-am răspuns și am semnat Eleonora Elizabeth Iuga. Știi? Și suna exact așa, parcă eram prinții ăia de la Charlottenburg care erau morți acolo de nu știu câte sute de ani. No. E o chestie. E o lume care nu mai există și nici nu o să mai vină vreodată. Sunt foarte curioasă cum vor suna numele celor de peste 100 de ani.